Oamenii legii au depistat în trafic două autoutilitare care transportau 420 de pomi de Crăciun fără a deține documente de proveniență sau transport. Brazii au fost ridicați în vederea confiscării, iar conducătorii celor două autoturisme au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 2000 de lei fiecare, în conformitate cu prevederile legii silvice.